Bună ziua, dragii mei! Numele meu este Buclea Cristian Petru și sunt meșter popular în cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui și în prezent student la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, specializarea artă sacră, pictură bisericească și icoane. Fiind pasionat de pictură, am realizat de-a lungul timpului mai multe obiecte decorative, de la linguri de lemn pictate manual, până la mobilier pictat, însă astăzi doresc să vă spun câteva cuvinte despre icoana pe sticlă și etapele de lucru a acesteia. Cuvântul icoană vine din grecescul icon, care semnifică un portret, dar nu unul al laturii fizice, ci al celei transcendentale destinat să comunice spiritului. Primele icoane au fost găsite la Nicula, lângă Cluj, apoi Sibiel, Făgăraș. Există câteva caracteristici tipice unei icoane pe sticlă. Se desenează un personal sau mai multe, restul spațiului se pictează cu chenare de flori, desfoară răsucită, steluțele de Făgăraș. Însă, tipic pentru zona noastră, icoanele sunt împodobite cu flori mai mari decât oameni. Pe icoane nu se semnează. În general, icoanele pe sticlă se lucrează după un izvod. Trasarea lor se face cu o pensulă subțire, cum este acesta, sau cu ajutorul unei penițe cu tuș. Pentru luminare se folosește dunga albă lângă cea neagră. Culorile se folosesc aproape necombinate. După cum spuneam, icoanele se lucrează după un izvod, un model, care se realizează în oglindă, răsucit, inversul desenului. Deoarece pe sticlă pictăm pe spate, deci partea lucrată va fi în interior la final. Acesta este un model pe care l-am ales eu pentru prezentarea de astăzi. În prima fază e nevoie să se facă degresarea cu atenție a sticlei care urmează să o lucrăm. Degresarea se face cu ajutorul unei cârpe curate și a unui pulverizator pentru șters geamurile sau, de ce nu, putem folosi și alcoolul medicinal. După degresarea cu atenție, pentru a nu rămâne niciun fel de urmă, și uscarea cu atenție a bucății de sticlă, se așează desenul exact invers. Se așează bucata de sticlă peste desen și se trece la trasarea cu ajutorul markerului sau al pensulei pentru a realiza conturul desenului propus să-l lucrăm. Desenul, după ce va fi realizat, se fixează cu un lac transparent, un vernis. Următorul pas este pictarea, umplerea spațiilor cu culoare, respectând exact modelul pe care l-am trasat deja pe sticlă. Întâi se pictează fețele, blicurile, scrisul, după care veșmintele. La sfârșit, dacă avem la dispoziție, se aplică foița de aur sau o foiță aurie de șlac metal în zona nimbului. Nimbul este zona, cercul din jurul capului, sau, de ce nu, pentru decorarea veșmintelor și alte zone și altor zone din imaginea propusă să o lucrăm. Ca și materiale de lucru pentru realizarea unei icoane, avem nevoie de o bucată de sticlă pe măsura dorită, așa cum am făcut o prezentare, însă măsura o să o alegeți singuri.
Un marcăr de trasaj, o pensulă subțire pentru trasaj, o peniță cu tuș. Avem pentru realizarea cu ușurință a desenului, avem nevoie de o foaie de calc transparentă. Foița de șlac metal, dacă o avem, foița aurie, dacă nu, putem să colorăm aceste zone cu o culoare aurie. Mai avem nevoie de soluție de degresat geamurile sau de spirt, de o radieră, de bețișoare cu vată, o cârpă curată și, așa cum am spus, de diverse culori în de tempera. În ultimul rând, vreau să subliniez și faptul că trebuie ca înainte de lucru, e bine să facem după puterile noastre și o rugăciune. Doamne Dumnezeul meu, niciun lucru nu e greu. Munca mea fă să rodească, roadele să se sfințească, bucuria să sporească. Amin.
Și împreună cu elevii în clasei mele, a 6D, ne-am prezentat la acest frumos cerc, să spunem, sau de pictură pe sticlă. A fost, spunem noi, o experiență frumoasă. Nu eram chiar necunoscători la prima așa, dar ne-am bucurat că am fost împreună, că ne-am oferit împreună momente de bucurie, de relaxare, că am reușit să aducem un pic de bucurie și așa în aceste vremuri destul de grele pentru toți. Vă mulțumim, mulțumim și domnului Monciu pentru inițiativă și Bibliotecii Județene Nevastului, doamnei Dorina, aici de față, doamne, așa, și doamnei Iacob și domnului Iacob și celorlalți care s-au implicat în acest frumos proiect. Așteptăm și pe viitor alte activități la care să fim și noi părtași și vă urăm un Paște fericit, multă sănătate, bucurii, alături de cei dragi ai dumneavoastră. Și acum, pentru că copiii s-au prezentat frumos și au muncit și au pus suflet, am vrea împreună cu dumneavoastră să-i și onorăm cu mică diplomă de pentru mulțumire și pentru efortul lor depus. Thank you.
Thank you.